În ziua de 3 martie 2014, în urma difuzării în presă a unor imagini referitoare la dispariția minorului Blăjuț Mihai Iulian, un cetățean din localitatea Buftea a sesizat poliția cu privire la faptul că acesta s-a aflat la domiciliul său de aproximativ 4 zile. Se pare că băiatul a fost găsit pe stradă, iar bărbatul l-a luat acasă pentru a-i oferi mâncare și un adăpost cald. În această perioadă, minorul nu a fost victima niciunei infracțiuni. Băiatul a fost predat centrului de plasament numărul 5 Periș din județul Ilfov.